În continuare vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei. Continuăm astăzi să discutăm subiectul început în episodul anterior al acestui studiu și anume despre responsabilitatea soțului, iubirea. Iubirea nu este o opțiune, ci este o responsabilitate. A iubi nu este doar un imperativ, ci este ceva activ, nu este pasiv. Nu înseamnă să aștepți până când vine sentimentul de dragoste. Nu, este o minciună când se spune că a iubi este un imperativ pasiv, să aștepți până când simți că iubești și abia atunci să iubești? Nu, nici de cum. A iubi nu este nici ceva făcut de altcineva pentru tine. Nu poți să te gândești așa, trebuie să merg la un consilier să citesc o carte romantică. Nu, a iubi înseamnă că tu decizi, îmi voi iubi soția în mod activ. Atunci ea nu mai poate scăpa. Știi ceva? Soția ta nu-ți mai poate scăpa atunci, soțule. Nu există femeie în viață care să se poată opune iubirii. Probabil că toate soțiile spun acum, așa, da, spunele, spunele, așa este. Câți dintre voi ziceți că ceea ce spun este adevărat? Nu am găsit încă o soție care să se opună iubirii soțului ei. Soțiile înfloresc sub iubirea soților lor. De multe ori, când consiliez femei care părăsesc căsnicia fiindcă au păcătuit, le găsești în mijlocul unei relații extraconjugale pe care ele o doresc. Dacă mergi înapoi pe firul gunoiului murdar care a cauzat acea relație extraconjugală, la capătul frânghiei găsești cuvintele Nu mai sunt iubită. Există altcineva care să mă iubească? Iubirea este activă, adică tu faci o alegere. Da. Și tu o cauți? Da. Cum faci acest lucru? Te întorci până la lucrurile care au prins-o pentru prima dată. Vă dau un exemplu, spune autorul acestui studiu. Îmi place să pescuiesc. Am mers la pescuit pentru prima dată în păriașele cu păstrăv. Păstrăvii sunt foarte isteți. Îți mănâncă musca din ac înainte ca tu să simți măcar. Am plecat la pescuit cu un ghid și cu fiul meu. Am pescuit și el zice: Greșeală. A furat momeala. A luat altă momeală și a zis: Încerc cu asta. Pune-o la vreo 15 cm în jos. Greșit. Ghidul a luat ceva din cutia sa de pescuit, s-a uitat și a zis: Culoare greșită. Ne-a dat altă momeală și am prins pește. Ne repeta într Trebuie să ai momeala potrivită ca să prinzi peștele. Ce credeți? Tu ești momeala potrivită pentru femeia pe care o iubești. Bărbate, soțule, pregătește-te. Cucerește-o. Orice a cucerit-o pentru prima dată este ceea ce îi place încă. Fiecare în parte este diferit. Întoarce-te la lucrurile care au făcut-o prima dată să întrebe, Cine este acest băiat? Asta trebuie tu să faci. Așa este, nu? Dragostea nu este doar un imperativ, nu este doar activă. Iubește-ți soția este la timpul prezent. Nu este timpul verbal în greacă care înseamnă să o iubești o singură dată. Nu, nu este verbul care înseamnă să o iubești o vreme, apoi o vreme nu o mai iubești, apoi în cursul și refluxul vieții să o iubești din nou, apoi o vreme te mai lași, apoi o iubești din nou. Este la timpul verbal prezent. Știți ce înseamnă asta? O iubești și nu te oprești din a o iubi. Nu te oprești. Nu te opri din a fi activ în a alege să-ți iubești soția. O soție care este iubită de soțul ei îl va urma pe acesta oriunde. Nu este adevărat? Ba da. Am întrebat-o pe mama mea. Mamă, de ce ai plecat cu tata când el nu avea serviciu? Cum de ai plecat în cealaltă parte a țării când aveai șase copii și abia dacă aveați ceva bani? A început să râdă și a zis, pentru că și atunci eram îndrăgostiți, așa cum suntem și acum, și am plecat cu el. De aceea, rolul este de a conduce și responsabilitatea este de a iubi, de a iubi. Ce înseamnă cuvântul dragoste? înseamnă literal să alegi o anumită persoană dintre toate celelalte, să o înalți și să o admiri, să reverși din abundență peste ea afecțiune și căldură și purtare de grijă și hrănire și iubire, să sărbătorești acea persoană. Îmi amintesc că m-am întors la colegiul meu după mulți ani, spune autorul acestui material. Eram în hol împreună cu un cuplu cu care eram prieteni foarte apropiați. Decanul femeilor, o doamnă impresionantă și politicoasă, a intrat și ea acolo. S-a apropiat și a stat de vorbă cu soția prietenului meu. S-a uitat la ea, a zâmbit, s-a uitat de la soț și a spus, Ești un soț foarte bun. Trecuseră, trecuseră zece ani de când s-au întâlnit ultima dată. Tânărul, surprins, a întrebat-o, De ce spuneți asta?" Doamna s-a depărtat și, întorcându-se, i-a spus peste umăr, Tinere, soția ta strălucește. Și așa a plecat. Așadar, iubește-ți soția. Iubește-o în trei moduri. Primul mod este descris în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Modelul meu este să-mi iubesc soția așa cum a iubit Hristos biserica. În orice mod posibil, întotdeauna, a făcut ceea ce a avut și are nevoie biserica. Până acolo încât Isus Hristos și-a dat viața pentru biserică. Așadar, când mă gândesc la dragostea sa, văd că este o dragoste care dăruiește totul. Este o dragoste jertfitoare. Este o dragoste care dăinuiește și rezistă atunci când toate celelalte din jur se distrug și se destramă. Nu este o virtute creștină aceea de a fi atras mai mult de anumiți oameni decât de alții, chiar dacă aceștia sunt săraci și nu bogați. Hristos nu ne-a chemat să ne schimbe preferințele. El a chemat oamenii să iubească. De aceea ni se poruncește să iubim. Asta se realizează prin efort, spune Ellen Cleson. Biserica nu a iubit întotdeauna ca răspuns la acțiunile iubitoare ale lui Hristos față de ea. Uneori, bărbaților, soțiile noastre nu ne răspund cu dragoste, dar dragostea este necondiționată. Paul Turnir spunea, sunt convins că nouă din zece persoane care merg la psihiatru nu au nevoie să meargă, au însă nevoie de cineva care să îi iubească cu dragostea lui Dumnezeu și s-ar însănătoși. Acesta este un mod de dragoste, dragoste jertfitoare. Al doilea este în versetul 28 din Efeseni, capitolul 5. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, căci cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Asta este remarcabil. Mulți psihologi la aici spun că cea mai mare problemă pe care o poți avea este să te urăști pe tine însuți. Asta este o minciună. Nu există măcar o persoană care să se urască pe sine însuși. Nimeni nu se urăște singur, ci au prea multă dragoste de sine. Dumnezeu spune să îți iubești soția așa cum te iubești pe tine însuți. De ce? Pentru că voi sunteți un singur trup. Conceptul care spune, eu o chinuiesc pe soția mea, eu nu o cinstesc, nu o iubesc și nu îi port de grijă. Eu nu ascult de ea și nu o hrănesc. Pentru mine ea nu contează, pentru că eu sunt eu și eu sunt deoparte. Mie nu-mi pasă ce face soția, este absolut opusul a ceea ce este adevărat. Încă îl caut pe bărbatul acela care are tot ce vrea în viață și care este fericit dacă nu o iubește pe soția lui, spune autorul acestui studiu. Există în ochii săi o goliciune și o tristețe care este așa de profundă. El zice: "Mie nu-mi pasă de tine. Eu îmi trăiesc viața mea, pentru mine nu contează dacă nu ne mai iubim." dar asta este o minciună. Tu ești ea și ea este tu. Pentru că voi sunteți un singur trup, tu trebuie să o iubești. Iar dacă nu o iubești, este ca și când te împuști singur în picior, în braț sau te înjunghi singur. Vei suferi pentru că sunteți un singur trup. Urmează acum al treilea mod în care bărbații trebuie să-și iubească soțiile. Bărbații trebuie să-și iubească soțiile nu doar așa cum a iubit Hristos biserica, nu doar ca pe propriul lor corp, ci în versetul 33 din Efesen 5 spune, încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine. Când te gândești la tine însuți ce iubesc eu, ce mă bucură, ce mi-ar place să se întâmple în această seară, fă exact acele lucruri pentru partenerata. Așa cum și-a iubit Hristos biserica și așa cum te iubești pe tine însuți. Întreabă-ți eul, eul meu, ce mi-ar place să se întâmple în viața mea? Mi-ar place câte o surpriză din când în când? Sau mi-ar place asta sau asta? Atunci, fă exact acel lucru pentru soția ta. O seară romantică, de exemplu. Planifică tu, aranjează tu totul. Du-te acasă și spune-i soției, iubita mea, vină cu mine. Unde vrei să mergem? Nu contează, mergem doar eu și cu tine. Unde mergem? Am pregătit deja cina. Știu, mulțumesc, o să mâncă mâine. Am pregătit acum ceva doar pentru tine. Duo unde vrea ea, la restaurantul ei favorit. Ia-o de mână, chiar așa, ține-o de mână peste masă, tot așa cum obișnuiai în tinerețe, tot așa cum obișnuiai la începutul relației voastre. Mi-am luat fica la restaurant duminică, spune autorul acestui material. Am servit clătite după amiază. La masa alăturată era o pereche de tineri logodiți. Tânărul de vreo 25 sau 26 de ani stătea vis-a-vis -vis de fată. Puteai vedea inelul de logodnă cu diamant pe degetul ei. A fost ceva hazliu. Se țineau de mână peste masă, așa că mâinile erau în mijloc, iar el o mângâia cu mâinile lui. Erau în mijlocul restaurantului. Ea îl privia în ochi și a început să plângă. Exact așa s-a întâmplat. Nu era supărată, dar am văzut cum îi curgeau lacrimi. Și fica mea a văzut. El s-a oprit și a scos Batista, s-a întins peste masă și a șters lacrimile. A fost ceva minunat. Fica mea este îndrăgostită, nu logodită. Ea a spus, tati, este minunat. Așa este. Când a fost ultima dată când ai luat-o de mână pe soția ta și ascultă ce spune Keith Miller, Modul de a iubi pe cineva este de a-ți trece degetele cu tandrețe peste sufletul acelei persoane până când găsești o rană, apoi, blând, îți reverși dragostea peste acea rană. De ce? Pentru că uneori partenera ta are tot felul de nevoi, nu-i așa? Nu există dragoste mai mare decât dragostea care se susține atunci când pare să nu mai existe nimic de care să se poată susține. G.W. Thomas spunea, dragostea adevărată nu are un sfârșit fericit. Dragostea adevărată nu are sfârșit. Acum, la încheierea acestei sesiuni despre responsabilitățile soțului, vă voi spune responsabilitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu bărbaților. Vă puteți imagina gândul Dumnezeului atotputernic spunându-le bărbaților, Bărbați, cele mai mărețe sentimente pe care le-ați avut în viață au fost acelea de a vă iubi soțiile. Vă rog să o faceți mai mult, vă rog să nu vă opriți, vă rog să vă păstrați inima înflăcărată. De ce? Sfântul Augustin spunea: O inimă îndrăgostită aprinde cealaltă inimă. Asta este dragostea. Așadar, soțule. Tu care ești liderul, stăpânul, domnitorul, te rog să conduci cu dragoste, cu multă, multă dragoste. Amintește-ți din nou, dragostea este o afacere în care se merită să fii absolut risipitor. Să dăruiești soției tale, să arunci soției tale, să stropești peste soția ta, să-ți golești buzunarele pentru ea, să golești și să scuturi coșul pentru ea, și mâine începi de la început. Și iarăși, și iarăși, și iarăși, până când? Până când moartea ne va despărți. Stimați ascultători, aici se încheie episodul de astăzi al studiului nostru. Vă reamintesc că am vorbit în ultimele episoade despre rolul soției ca ajutor potrivit, despre responsabilitatea soției, supunerea, despre rolul soțului acela de lider și de conducător, și despre responsabilitatea soțului, iubirea soției. Data viitoare trecem la socrii și vom vorbi despre socrii care este de așteptat să nu devină din dulci, haiduci. seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.